Partidul AUR a lansat o inițiativă de sprijin juridic gratuit pentru pensionarii afectați de recalcularea pensiilor, o măsură recentă a coaliției de guvernare PSD-PNL. Legea, deși promovată ca o măsură echitabilă, este percepută de AUR drept un exercițiu de propagandă, fără un impact real asupra majorității pensionarilor. E un moment particular acesta al aplicării legii pensiilor, noua lege a pensiilor, care vine ca cireașa de pe tort înaintea campaniei electorale să dea motive de laudă partidelor care guvernează. Din punctul nostru de vedere, este din nou o lege făcută pe genunchi, o lege care să contabilizeze realizări în dreptul PSD-ului și care bulversează și mai mult așteptările pensionarilor. Da, avem sesizări din partea pensionarilor, ceea ce pot să spun ca o paranteză, că în urma aplicării, indiferent cum se va face, nimeni nu va avea pensia diminuată. Chiar dacă unele calcule, unele decizii de pensie au venit dezamăgitor pentru pensionari cu sume mai mici, legea prevede că nicio pensie nu va fi diminuată. Deci, din perspectiva aceasta, dăm asigurări pensionarilor și cei care nu vor afla pe această cale de acest lucru, dar vor veni pentru asistență juridică la sediile noastre, lucru pe care îl facem seara între 17 și 19 la sediile noastre de partid din municipii, vor putea să obțină lămuriri și în măsura în care este nevoie de asistență juridică, avem câțiva juriști cu care am încheiat convenții de consultanță și eventual reprezentare în raport cu Casa de Pensii. Inițiativa vine pe fondul nemulțumirilor larg răspândite în rândul pensionarilor, care constată că noile modificări aduc beneficii minime sau inexistente pentru mulți dintre ei. În special cei care au stadiu incomplet de cotizare, dar și pensionari care au lucrat în condiții grele și care pe noua lege a pensiilor se văd văduviți de unele drepturi deja câștigate. În paralel aș putea să spun așa ca o poveste, că am avut discuții cu cineva care ne-a spus în condițiile în care acum statul îi va recunoaște drepturile pe care până acum nu le-a avut, dar care erau deja câștigate și care sunt recunoscute prin această lege și va fi în poziția de a da în judecată statul pentru cei 20 de ani în care a încasat pensii diminuate în conformitate cu drepturile pe care le avea, ce va face statul? Îl va despăgubi pentru sumele pe care nu le-a încasat respectivul pensionar? Reprezentantul PSD în comisie i-a spus colegului meu din Comisia de Muncă, domnului deputat Andrus Ceac, pentru conformitate, să terminăm cu asemenea subiecte, să nu le dăm idei celor care ar putea să fie în asemenea situație.